Hai, salut! Eu sunt Fără Sens și astăzi te ajut să-ți obții jobul dorit. Totul începe cu o cafea. Apropo, care asta mă face să mă simt mai bărbat. Vrei să o agăzi, dar nu știi să-i vorbești? Sau e deja ta, dar nu-i arăți că o iubești? Ți-a dat papucii și încă sper la o împăcare. El te învață cum stă treaba în relaționare. E chiar tare, înveți totul din mers. Cum să o abordezi, cum să o impresionezi. Să o dai pe spate. Nu mă crezi, de play noului episod fără... Oricare ar fi jobul, trebuie să înțelegi anumite lucruri. Singurul interes al unui patron este producția, vânzarea, profitul. Pentru un bărbat alfa, interviul este o glumă seacă, poate fi floare la ureche. Pentru un timp mai puțin cultivat, cu frica de a socializa și cu mai puține cunoștințe, poate fi un adevărat chin sau poate rezulta într-un eșec garantat. Primul lucru, tonalitatea. Trebuie să ai un ton cât mai hotărât, să te faci auzit și mai ales înțeles. Mergând mai departe, când strângi mâna respective persoane, trebuie să ai o anumită putere în venă, că dacă strângi ca o mână tremurând, s-ar putea să îți garanteze eșecul. Poți spune foarte multe despre tine după un simplu salut. În cazul femeilor, totul pleacă într-un salut la prima întâlnire atunci când te întâlnești cu respectiva persoană. Sărutul acela în semn de salut sau îmbrățișarea care ar trebui să impună un respect din partea ta pentru faptul că s-a prezentat la întâlnire poate să declare o grămadă de lucruri despre tine. Poate foarte ușor să-și dea seama dacă intenția ta este reală sau este doar un gest de gentleman pe care tu îl faci robotizat. Te va invita cel mai probabil să iei loc pe scaun și aici vorbim de body language. Dacă mâinile îți tremură sau te joci cu vreun pic sau ești agitat din oarecare motiv, te joci cu gulerul la cămașă, vei da greș garantat. Ai venit să te prezinți, să-i spui ce dorești și ce poți să oferi în schimb. De ce ești agitat? Tratează ca pe un partener în afaceri, nimic mai mult. Îți va pune diverse întrebări, oricare ar fi acestea și oricare ar fi ordinea lor, răspunsul tău va fi mereu același. De menționat că îi dai maxim dacă îi dai planurile pe dos. Majoritatea au o serie de întrebări pregătite, cu o anumită ordine în care să ți le aplice. Iată ce am spus eu la fiecare angajare și să fiu al naibii cine mă cunoaște știe că am lucrat deja în peste 20 de locuri diferite. Ideea de tort pe care am dat-o mereu să o servească a fost aceasta. Oricât am vrea să discutăm, totul se rezumă la un lucru, seriozitatea persoanelor, ambiția, voința. Toată viața mea mi-am dat silința în ceea ce am făcut. Consider că dacă nu-mi place ceea ce fac, mai bine stau acasă. Problema deci cu majoritatea persoanelor este exact aceasta, că vin aici să stau pe telefon, pe PlayStation sau să privească stelele, lucruri pe care le-ar putea face cu ușurință acasă. De ce sunt sigur că ar trebui să mă alegeți pe mine din toți? Pentru că știu că o să caut să excelez mereu în ceea ce fac. Și mai știu ceva, știu că fără pasiune nu se ajunge nicăieri. Stai să te gândești, situația asta se aseamănă mult cu viața de zi cu zi în legătură cu femeile. De ce ar trebui ca ea să ia loc lângă tine? Puneți întrebarea asta și odată ce ai găsit răspunsul, ai găsit și universul. Deși întrebarea la ora actuală s-a cam schimbat și a devenit de ce ar trebui să iau eu loc lângă ea? Dragilor, eu sunt Fără Sens și sper că la următoarea angajare să nu mai aveți probleme. V-am pupat!